A sosit momentul rubricii Tu dai moda. În studio se află colega mea, Gabriela Ghizel. Bună ziua, Gabi! Ce ai pregătit pentru astăzi? Bună, Simona! Bun găsit tuturor! Se știe că mulți dintre noi ne alegem ținutele în funcție de vârstă, însă nu întotdeauna astfel de haine ne și avantajează. Cum să ne îmbrăcăm astfel încât să nu ne arătăm vârsta, ne va explica stilistul vestimentar Dragoș Constantin. Dragoș, am stabilit că astăzi vedem cum hainele ne influențează vârsta, așa că vreau să începem cu un mic exercițiu, să-mi spui de ce vârstă par eu îmbrăcat așa. Ținând cont că astăzi ne aflăm la job și uitându-mă la ținuta ta, eu cred că mai mult de 28 de ani nu ai. Wow! Ipoteză demonstrată, pentru că am 24 de ani și asta o să facem și noi astăzi. Vedem cum putem să arătăm de 3 vârste diferite cu 3 ținute. Hai! Pentru un vibe mai young, mai tineresc, eu propun o combinație între sport și casual. Cred că este ținuta potrivită pentru a induce oamenilor din jurul nostru că suntem de o vârstă mai fragedă. Prima noastră ținută în care arăt de 17 ani, practic, merg la liceu. 15, 16, 17, exact. Am optat pentru o jachetă puțin oversize, cu o bustieră sport și cu un pantalon care pare a fi sport, dar nu este din cauza cut-ului de la picior. Vreau să-mi spui dacă stilul ăsta sport poate fi abordat și de doamnele peste, să zicem, 40 de ani și dacă da, ce ajustări trebuie să fac? Categoric, stilul sport este un stil lejer care poate fi purtat la orice vârstă, numai că trebuie adaptat în funcție de tipul de corp și de vârstă categoric. De exemplu, pentru un tânăr de 16-17 ani abordăm stilul acesta, pentru o doamnă care depășește 40 de ani sau se apropie de vârsta de 40 de ani, schimbăm crop top-ul cu o bluză. Ținuta cu numărul 2 este o ținută pe care am zis că o facem pentru vârsta mea. Ce nu poate purta o femeie de 25 de ani? Având în vedere că vorbim despre 25 de ani, eu cred că putem purta orice, dar cu bun simț și cu cumpătare. Ce ar trebui să facă întotdeauna ca să meargă la sigur? Doamnelor, evidențiați talia tot timpul și adânciți decolteul. Dragoș, care ai spune că e cea mai mare greșeală când vine vorba de a ne corela vârsta cu modul în care ne îmbrăcăm? În general, din ce am observat eu, oamenii au tendința de a-și adăuga niște ani în plus la vârsta pe care deja o au, prin stilul vestimentar pe care îl adoptă. Atât cei tineri, care vor să pară mai maturi, dar și cei mai în vârstă, în momentul în care dacă nu ne urmăresc linia corpului, și sunt poate puțin mai mari și nu știm să jonglăm cu oversize, cu hainele oversize, atunci categoric ne vor îmbătrâni. Ultima ținută, Dragoș, ținuta care mă face să par mai matură, dacă am nevoie de asta, dar nu mai în vârstă. Corect. Pentru această ținută am optat pentru un sacou puțin oversized și o rochie cu fustă pantalon. În general, în momentul când vrem să părem mai maturi, sfatul meu, ca să nu o ducem într-o extremă, este să alegem o zonă puțin office. Asta înseamnă un sacou, un costum cu un cut masculin, dar în același timp este și sexy și feminin. Cam atât pentru astăzi, iar eu sper că v-am dat câteva idei care să vă ajute în alegerea următoarelor piese vestimentare care să vă completeze garderoba. Mulțumim, Gabi, te așteptăm și săptămâna viitoare!